Situația poluării aerului este una deosebit de complexă. Există foarte mulți factori care contribuie la poluarea aerului. România are deschise peste 10 procese de infringement privind calitatea aerului și managementul defectuos al acestui aspect în România. Și din păcate, administrațiile publice locale și centrale au tot amânat de-a lungul timpului în mod concret luarea unor măsuri. Vorbim de calitatea aerului, o chestiune de sănătate publică, în primul rând, și în al doilea rând de țintele pe care România trebuie să le îndeplinească vis-a-vis de schimbările climatice la nivel european, țintele pe care ni le-am asumat. De alături de colegul meu, senator Dragoș Popescu, și de alții colegi deputați și senatori din USR Plus, am organizat o întâlnire în cadrul Camerei Deputaților cu privire la calitatea aerului, la care au participat mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor și Octavian Berceanu, președintele Gărzii de Mediu. Problema calității aerului în România pleacă de la lipsa de date. Nu avem date și de aceea toate politicile și toate măsurile pe care le putem lua în privința calității aerului nu sunt informate. Sperăm să obținem, în primul rând, o informare comună asupra problemelor. Le identificăm, găsim împreună soluții și modul cel mai bun și mai rapid de a le pune în practică, astfel încât să rezolvăm parte din problemele existente pe partea poluării aerului, de monitorizare, de raportare, de informare a cetățenilor. Și vrem să introducem anumite obligații pentru administrațiile publice locale de a ține cont de măsurători atunci când întocmesc planurile de calitate a aerului și de asemenea de a lua în considerare mai mulți senzori de monitorizare a calității aerului. Ne propunem să avem aceste întâlniri periodic și scopul lor este crearea unor mecanisme legislative pentru îmbunătățirea situației în România. În viitorul apropiat să încercăm întâlniri cu atât cu reprezentanții Ministerului, cât și cu parțial cu autorități locale. Astfel încât, încercând un dialog cu toate părțile implicate, să ajungem la soluțiile cele mai bune.